România la finalul săptămânii trecute. Iată, vedem acest anunț. Ce să mai spere președintele României, Klaus Iohannis? Acum, speranța moare ultima. Sigur că domnia sa trebuie să spere și trebuie să continue să-și facă campania pe care și-o face pentru a ajunge la obiectivul pe care și l-a propus. Este în legătură directă și Tudor Polac, deputat PNL cu noi. Domnule Polac, mai